seara, dacă sunteți gata, vă rog să-mi faceți un semn. La când vrem noi? Bună seara, noi avem multe lucruri de anunțat, de comunicat. Am să încep cu cel care cred că în ordine jurnalistică vă interesează Vardea cel mai tare. Uniunea Socială Liberală a anunțat deja privind în greva parlamentară, protestul parlamentar, nu va participa nici la nivelul comisiilor și nici în plen la ședințele destinate investirii unui nou șef al Serviciului de Informații Externe. Numirea domnului sau desemnarea de către președintele Băsescu a domnului Teodor Meleșcanu pentru această misiune nu pare dar în niciun fel să ne schimbe decizia. Și în legătură cu această numire anume, trebuie să fac, în calitate de președinte al Partidului Național Liberal, câteva precizări. 1. Această desemnare este o afacere strict între domnul Băsescu și domnul Meleșcanu, dacă nu s-a mai amestecat pe cineva, și nu are niciun fel de legătură directă sau indirectă cu Partidul Național Liberal. Domnul Teodor Meleșcanu nu a informat, ne mai punând problema să cumva să ceară un accept politic, dar nici măcar nu a informat nici biroul politic al Partidului Național Liberal, nici pe mine ca președinte, nici pe un alt coleg din conducerea partidului după știința mea, nici pe liderul grupului parlamentar din Senat, pe absolut nimeni. Am primit din partea domnului Meleșcanu astăzi un fel de cerere în care ne anunță că se autosuspendă, ceea ce însă nu e cazul. Pentru că în calitate de președinte al Partidului Național Liberal, la prima reuniune a forului competent statutar, voi cere excluderea de domnul Meleșcanu din domnul Partidului Național Liberal din motive lesne de înțeles. Sigur, noi suntem într-o perioadă în care în România trădarea politică nu mai este accident. Noi avem o majoritate constituită pe trădare politică. Noi avem și astăzi un guvern care se menține pe trădarea electoratului în primul rând și a partidelor care au corupționat niște oameni. Episodul Meleșcanu, până la urmă, pentru mine nici nu e foarte surprinzător. Dar închid aici această discuție, pentru că ceea ce este important ca opinia publică să cunoască este că Uniunea Socială Liberală, Partidul Național Liberal, nu au nimic comun cu această opțiune a lui Traian Băsescu pe de parte și această opțiune de viață a lui Teodor Meleșcanu pe de altă. Și ca să nu mai avem din nou, să nu mai credeți nici cu dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră pe emisiuni întregi în care să discutați dacă Mihai Răzvan Ungureanu e sau nu e membru PNL, nu e de mult că spun eu, vă anunț de pe acum că nici domnul Teodor Meleșcanu nu va mai fi membru al Partidului Național Liberal, dar nu autosuspendat, ci expus. Pentru că așa este corect. Trecând la chestiuni de interes mai larg, chiar dacă mai puțin arzător jurnalistic. Vreau să vă aduc la conștiință, foarte scurt și foarte clar, poziția Uniunii Sociale Liberale în chestiunea care frământă, sau dintr-una din chestiunea care frământă acum coaliția de la guvernare. Noi susținem integral poziția conducerii Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, a rectorului, și considerăm că este absolut normal în acest caz și în orice alt caz ca oamenii care, pe banii statului român, pe banii contribuabililor români, studiază pentru a practica o profesie, în speță medicina în țara asta, să cunoască limba română, să poată vorbi cu orice pacient în limba oficială a statului român. Restul sunt discuții care se pot duce în context politic, în context filozofic, cultural, de altă natură. Orice român, contribuabil,
dă bani pentru ca statul român să întrețină o instituție de învățământ superior și are dreptul ca atare de a beneficia, în calitate de pacient, de medici, de corp sanitar, vorbitor de limbă română. Pentru că asta este limba oficială a statului român. Asta nu afectează cu nimic drepturile, libertățile culturale și de altă natură, ale minorității maghiare sau ale oricărei alte minorități. Dar poziția noastră la această chestiune este foarte clară și nu e vorba numai de acest caz, în orice caz similar va fi aceeași poziția Uniunii Sociale Liberale, acum și la guvernare, fără nici un fel de altă discuție. Domnul președinte Ponta, tot despre niște chestiuni foarte importante care sunt, se întâmplă și sunt la ordine zilei în România astăzi. Nu știu dacă mai e ceva important să te vrei primele minute, dacă vi se pare că vorbesc despre subiecte importante, dar care nu sunt importante astăzi seara, vreau să mă opriți. În primul rând, vreau să reconfirm ceea ce am spus și de dimineață în ședința PSD, am discutat și acum la USR. Protestul nostru parlamentar continuă. Motivele trebuie să le explicăm în continuare. Parlamentul nu funcționează în acest moment și n-a funcționat de destul timp. Iar până în această seară nu a existat nici un singur semn de dialog din partea celor de la putere. Pot să vă dau un singur exemplu procedural. Domnul Meleșcanu, propunerea pentru nou director SIE nu va trece nici prin Comisia SIE, pentru că nimeni de la Parlament nu a catadixit să stea de vorbă cu noi. Președintele Comisiei SIE este de la PSD și nu va convoca Comisia, dar toate aceste detalii aparent procedurale reflectă o incapacitate și un refuz total de dialog al celor de la putere. Noi n-am cerut să se facă cum vrem noi. Am cerut să se facă conform regulilor lucrurile în Parlament. Nimeni n-are nici cea mai mică intenție. Probabil că acum dumneavoastră o să vă ocupați de Meleșcanu și de SIE. Să știți că cei de la PDL se ocupă de numirea unor membri PDL la CNA, ca să poată să vă amendeze pe toți. Cei care, sigur, cei care îndrăzniți să criticați puterea, cei care sunteți de partea puterii, nu veți fi amendați. Deci PDL-ul își vede mai departe de treabă. La fel își văd mai departe de treabă pretenții Guvernului, cei care se supun direct să reprezentanți în teritoriul domnului prim-ministru Mihai Răzvan Bureanu. Prefectul de la Vrancea este bine mersi, nu a răspuns pentru slaba gestionare a crizei. Prefectul de la Buzău este tot acolo. Prefectul de la Constanța, cel care zilele trecute a pierdut din nou procesul cu primarul din Mangalia, este bine mersi în funcție. Prefectul de la Giurgiu a blocat în instanță bugetul județului Giurgiu și practic toți banii pentru asistență socială nu pot fi acordați oamenilor din Giurgiu. Primul ministru Bureanu ori nu poate să facă nimic și atunci stă degeaba în funcția în care stă, ori nu vrea să facă nimic, ceea ce e mult mai grav. Înseamnă că este complice cu acești prefecți puși adevărat de Partidul Democratic al Altului, care nu au nicio legătură cu ceea ce se vorbea și anume respectarea legii și deciziile Guvernului. În plus, văd că Guvernul Bureanu din ce în ce mai mult este un Guvern Boc 2, 9, mai știu mai câte alea. Am aflat astăzi că faimosul PNDI, proiectul de fraudare a banilor publici inițiat de fostul ministru Elena Udrea, continuă. 300 de milioane de euro se vor cheltui săptămâna viitoare, s-au anunțat deja licitațiile. Deci 300 de milioane de euro se cheltuie și sub guvernul Bureanu pentru firmele PDL. Așa cum trebuiau cheltuiți și sub guvernul Boc. Nu e nicio diferență. Sunt aceleași firme, sunt aceleași sume, 300 de milioane de euro. Vă rog să comparați și 300 de milioane de euro pentru afacerile de campanie. 250 de primari PDL, 50 PSD și 35 PDL. În această direcție se duce 300 de milioane de euro. Și vă rog să-i comparați cu banii acordați, 750.000 de roni acordați pentru medicamente. Asta este situația. Mă îndoiesc că o să reușim să vorbim despre lucruri serioase și care privesc viața de zi cu zi oamenilor
în contextul actual, odată e mișcarea cu domnul Becali, după aia e domnul Meleșcanu, după aia vor continua aceste lucruri, dar noi ne facem datoria și ca opoziție și vom discuta cât putem de mult cu oamenii și cu dumneavoastră, cu mass media. Repet, asta până când PDL-ul își pune mâine, își pune astăzi seara oamenii la PDL în CNA și probabil că efectele o să le simțiți imediat. Da. Dacă zona, dacă unirea domnului Meleșcanu ține de zona în care cheltuim bani de la bugetul de stat, fie prin salariul dânsului, fie prin instituția pe care o va conduce, vreau să vă vorbesc de o zonă care, dacă gestionăm așa cum trebuie, ar aduce bani la bugetul de stat, zona fondurilor europene. Am avut astăzi, la Palatul Parlamentului, o dezbatere publică, prima într-o serie de dezbateri pe care le vom face în perioada următoare, despre identificarea unor soluții pe termen scurt și pe termen lung pentru accesarea fondurilor europene pe un grad mai spus-o și astăzi, o repet și acum. Zona aceasta este extrem de importantă pentru România. Fondurile europene reprezintă singura sursă sigură de investiții acum și după anul 2013 și în perspectiva bugetului 2014-2020. Este un subiect care nu ține de un partid aflat mai acolo la guvernare, este responsabilitatea tuturor oamenilor politici să identifice cele mai bune soluții și să încerce să le aplice atunci când au ocazia. Am discutat astăzi cu beneficiari din zona ONG-urilor, din zona patronatelor, sindicatelor și am ajuns la aceeași concluzie pe care o știam. Consultarea publică pe acest subiect, identificarea soluțiilor cele mai bune, se face în mod unilateral din partea guvernului, nu sunt consultați. Probabil că din acest motiv nu s-au identificat până acum, la 5 ani de zile de la Elena Madera, la numai 4 ani de zile încheiați, nu am identificat cele mai bune soluții pentru a îmbunătăți acest segment extrem de important. Am deschis astăzi un dialog, am făcut primele propuneri, au venit câteva propuneri și din zona beneficiarilor și din zona interlocutorilor noștri și ne propunem în perioada următoare ca toate aceste propuneri să le adunăm și am făcut o promisiune că vom implementa încă din prima zi de guvernare, atunci când USL va avea ocazia. Până atunci, parlamentarii noștri care sunt în această formă de protest parlamentar, probabil că vor pregăti și proiecte de legi care să îmbunătățească acest segment al absorției de fonduri europene. Este o propunere pe care o discutăm în cadrul USR, ca în această perioadă de protest parlamentar să pregătim toate proiectele de legi, ca atunci când ajungem la guvernare, doar să le punem pe ordinea de zi, la zonul din parlament. Sperăm noi mai legitim de lucrul este acesta. Mulțumim, dacă aveți vreo întrebare. Da, pentru că sigur și citesc, mă primim în cazul Mărășcanu, nu este neapărat o surpriză. Ce vă spun? Păi ce să înseamnă? Știți că am mai evocat episodul ăsta pe vremea când sunt de care am vrea destul de externe. Vă să-ți profesor stare să-ți înjură la telefon și vreau să nu se supăra. De asemenea, au fost o serie de înjurări și momente limită pentru Partidul Național Liberal, în care domnul Meleșcan a arătat foarte clar inclinațiile sufletului său. Sigur, Partidul Național Liberal a făcut încredere domnul Meleșcan, l-a susținut pentru o poziție în Senat, l-a susținut poziția de ministru de externe, multe poziții. N-aveam noi de unde să știm de toate colaborările externe sau interne ale domnului Meleșcanu, dar, din punctul meu de vedere, nu este o surpriză. Acum o rugăminte pentru dumneavoastră. Nu există moțiune de cenzură de sănătate. Colaborăm de ceva timp. Moțiunea de cenzură este pentru demiterea guvernului, moțiunile simple sunt pe domeniu. Doi, ca să vă răspund eu pe această temă, suntem în protest parlamentar. Atunci când va fi momentul și când avem de punctat o anumită problemă, am făcut-o astăzi cu fondurile comunitare, fondurile europene, vom face o dezbatere pe legea sănătății și vom veni cu propriul nostru proiect. Înțeleg că e o problemă în comisia SIE. Președintele ei va convoca această comisie, fiind de la dumneavoastră. Repet, nimeni din conducerea Parlamentului, nici din conducerea PDL-ului, că ei înțeleg că e propunerea lor, am înțeles că a anunțat-o domnul Blaga, privind pe domnul Meleșcanu, nimeni nu ne-a solicitat, nu ne-a discutat cu noi, motiv pentru care înțelegem că nu-i interesant acest lucru. Și atunci aveți de gând să atacați această... după modelul guvernului.
comisii tot așa. Eu încerc să dovedesc altceva, pentru că altfel, dacă continuăm acest joc în care ei nu interesează de noi și noi contestăm la o curte în care sunt tot ei, nu cred că asta este ideea. Eu doar vreau să arăt că nu există nici cea mai mică intenție din partea celor de la putere, nici de a discuta cu opoziția, nici de a discuta cu oamenii din piețe, nici de a discuta cu societatea civilă, cu nimeni. Totul a fost o păcăleală și, repet, nu s-a schimbat decât numele primului ministru. În rest, absolut tot a rămas la fel. Domnule Ponta, care este părerea dumneavoastră? Că deci, în timp se față de propunerea domnului Mereșcan. E o decizie a USL-ului, domnul Antonescu a prestat-o numele USL-ului și o aplicăm toți. Votăm asta pe Victor, domnul președinte, ar putea oferi alte funcții, nu pe dumneavoastră de partid, pentru a trage de partea puterii? Pe cine? Pe întrebare generală. Bun. Eu, ceea ce privește PSD-ul, ca să folosesc un termen drag pedeliștilor, socialiștii, sunt aliații lor, domnii aceia de stânga. Domnul Oprea, domnul Mihaiel Șerban Mihăilescu. De astăzi am înțeles că li s-a alăturat un alt domn de stânga, domnul Mațor, de la Gorj. Deci ăștia sunt socialiștii aliații domnului Voinescu. De la noi ce erau de cumpărat, ce erau de conspirat, de recrutat, i-au recrutat în urmă cu destul timp. Da, eu vreau să vă spun că din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, sigur că este un moment neplăcut. Că gestul unui asemenea om, care a fost în poziții fruntași ani de zile în Partidul Național Liberal, te afectează la partid. Îmi promite, normal. Însă, pentru sănătatea Partidului Național Liberal, este bine ca oamenii să iasă din acoperire și să se ducă fiecare la Băsescu cu cei găsește de muncă. Să dea la animale, să dea la un serviciu, în sfârșit ce găsesc ei acolo. Ce este, încă o dată, o spun neplăcut, mai sunt este că Partidul Național Liberal a susținut acest om, i-a respectat calitățile profesionale, care nu pot fi negate și pe care nu am să le neg eu, cariera lui, experiența lui, l-a respectat și a avut încredere. Faptul că domnul Mereșcanu sau alții, ca domnia sa, n-au nicio jenă și asta fac, deja îi privește. Dar, în calitate de președinte al Partidului Național Liberal, să spun aceste lucruri și trebuie să fac foarte limpede opinii publice că partidul nu are niciun fel de legătură cu aceste manevre de tipul acesta. Dacă vreți, eu să fiu ceva mai direct și eu cred că e o părere personală. Mă găsesc pe disperat. Ar face orice, probabil că disperarea vine din partea de una socia liberală, chiar dacă a trecut prin TCP, unele stimulate chiar de România sa, va rămas unit. Va rămâne unit în continuare. La care recurge la orice fel de gest, și acesta se cadrează în această categorie a disperării, de a ciupi ceva din asocia liberală. Probabil că dacă vom mai continua... Băi, ratezi declarațiile, frate. Se mai și încestează. Probabil că... Păi, ce vrei să spun? Chiar pierde toate declarațiile. De respirație, de emoții personale, ca să spun așa, vis-a-vis de din asocia liberală. Cum vă susținează de orice moment al Partidului Social-Democrat, că toți cei care nu își vor doma în indemnizare, să vă fiți curioși din partid. Pot să fac o precizare, pentru că am văzut cum a fost preluat, probabil că m-am exprimat eu greșit, dacă toți se ați preluat la fel. Vă rog să vă aduceți aminte, atunci când am discutat despre protestul parlamentar, inclusiv despre donarea indemnizațiilor, am supus la vot. Eu cred că ați fost în sală, dacă nu mă înșel, la Parlament, nu? În grupurile reunite USL am supus la vot, au fost doar două abțineri. Doi colegi ai mei deputați care aveau probleme strict financiare, nu din altceva. Așa încât nu se pune problema să sancționăm pe cineva, ci se pune problema de a aplica o decizie pe care am luat-o prin vot. Dacă va fi cineva, eu nu cred. Eu sunt convins că toți colegii mei care au votat vot deschis, cu mâna sus, pe 5 luni când se primește indemnizația pe luna februarie, pe 5 o vor dona, fie cum am făcut eu deja astăzi, la o fundație care se ocupă cu combaterea cancerului în rândul copiilor, fie la alte fundații de acest gen. Dacă va exista un caz, eu nu cred, dar dacă va exista un caz de parlamentar PSD, eu am vorbit în numele PSD, dar
cred că e valabil și pentru PNL sau PCR, care nu va dori să participe la acest efort al nostru, atunci, în mod sigur, acela nu va mai fi parlamentarul SLR. În același timp însă, începând cu data de 5, după ce toți colegii noștri își vor dona indemnizația, o să-mi permit, sigur mai puțin în mijloacele mass media ale puterii, dar în celelalte independente, să întreb dacă cei de la PDL care de fapt chiar chiulesc, noi suntem un protest, ei chiar chiulesc, că nu au avut niciodată vorul la Senat și nici la Camera. Dacă cei de la PDL ne vor urma exemplu, nu doar PDL, UDMR și socialiștii, domnule Oprea, dacă vor, din partea mea, vă dați seama că termenul socialist nu are o conotație peiorativă. Exact. Dacă și ei vor dona mai departe banii pe care îi câștigă pe nedrept, pentru că n-au adoptat nicio lege de la începutul anului, n-au adoptat nici anul trecut. Anul trecut legile se adoptau prin angajarea răspunderii guvernului Boc. Dar anul acesta nu a adoptat nicio lege. Deci dacă noi vom face acest lucru, luni, pe data de 5, vă vom pune la dispoziție tabelul cu toți parlamentarii noștri și cu asociația sau fundația care i-au donat banii, mă aștept că atunci bannerele și afișele acelea făcute din bani, foarte mulți. Au costat foarte mulți bani să facă afișele și bannere împotriva noastră. Mă gândesc dacă își vor dona și parlamentarii de la putere banii pentru a fi solidari cu populația României care suferă din cauza legilor adoptate de către guvernul PDL, UDMR, socialiști. E valabil și pentru liberal? Deci, îmi pare că domnul Ponta a vorbit cu dreptate. Păi domnul Fisele, dacă domnul Fisele din salariul de... Dacă mai aveți întrebări, am spus ceea ce aveam de spus, chiar cu o anumită solemnitate. Domnul Ponta, chiar cu lux de amănunte, v-a explicat, cred că este foarte clar. O să vedeți cine și unde îi donăm și după aia, dacă sunt unii care n-au donat, îngrăvați, da? Nu, nu, nu m-a anunțat, a fost la partid și a lăsat-o... Dar nu știu să vorbim personal, eu nu știu, am încercat, deoarece nu plecam eu la SIE. Stați să ne înțelegem, nu plecam eu la SIE, să anunț pe careva. Domnul Meleșcanu, domnule, vedeți că eu am șters-o, mi-am dat Băsescu, ce-o scurt, am plecat. Deci nu aveam eu ce discuta cu domnul Meleșcanu. Domnul Meleșcanu nu a socotit de cuvință să discute cu mine sau cu alt coleg din conducerea Partidului Național Liberal această chestiune. Am mers. Eu eram la Parlament împreună cu distinși mei colegi, distinși dumneavoastră colegi, discutam despre fonduri europene, a fost acolo o dezbatere publică. Am venit aici, unde am aflat, Secretariatul General mi-a remis coița de hârtie pe care a lăsat-o domnul Meleșcanu la partid și pe care scrie, e de asta, funcționează. Domnul președinte, subsemnat domnul Meleșcanu, Tudor Viorel, comitatea așa, mă autosuspend din PNL. Sănătate și virtute, adaug eu. Vă foarte mulțumim.